Salut! Anul acesta, producția de roșii a fost mult mai slabă în comparație cu anul trecut. A fost mai slabă din două cauze principale. Odată pentru că a fost mult mai secetos anul acesta, nivelul de precipitații a fost mult mai scăzut comparativ cu anul trecut, iar al doilea motiv este că nici eu nu le-am acordat atenția cuvenită la timp. Nu le-am făcut niciun fel de tratamente și asta s-a văzut în producție, producția fiind mult mai slabă. Nefăcând tratamentele, s-au instalat bolile, boli care au dus la putrezirea fructelor și rezultatul nu surprinde pe nimeni. Producția este mult mai slabă. Dar chiar și așa, am reușit să recoltez în jur de 10 kg de roșii astăzi, pe care le voi pregăti pentru iarnă. Le voi toca, le dau pe răsătoare și urmează să le fierb pentru a asigura un delicios suc de roșii cu pulpă pentru iarnă. Așa cum am spus în videoclipul anterior, surpriza anul acesta este dată de roșiile sherry, roșiile prunișoare, cum le spun eu. Am un soi galben cu un gust deosebit de bun și surpriza vine de la aceste roșii sherry pentru că ele au rezistat mult mai bine secetei și au rezistat mult mai bine fără tratamente. Și la ele, astăzi voi face un set de borcane pentru iarnă, adică le voi recolta, le spălăm bine și le punem la fiert, la bain marin, pentru o oră, pentru a realiza un delicios produs natural pentru iarnă. Dacă vă interesează subiectul, rămâneți în continuare alături de mine. Ia să vedem ce găsim. Da, s-au mai făcut. O parte s-au copt și vedem că nu mai sunt afectate de putregaiul acela care se forma la bază. Deci tratamentul a fost eficient. Bun. Avem ce recolta. Bune. Unele mai au câte o mică pată, cum sunt acestea, dar procentul de roșii sănătoase este majoritar. Am să le spăl și trecem la tocat. Am spălat roșiile, iar acum le curățăm dacă au părți afectate, dar aceasta nu are, nu este afectată. Este bună și o dau pe răzătoarea mare. În felul acesta am să procedez cu toate roșiile. Mai rămâne doar pielița, pe care o voi arunca la grămada de compostare. Mai facem una pentru exemplificare. Este foarte simplu. Am tăiat-o și o dăm pe răzătoarea mare. Cine dorește poate să le dea și prin mașina de tocat carne. Mie mi se pare mai simplu așa. Am un rezultat în jur de 5 litri de pulpă și zeamă de roșii. Acum le voi pune la fiert pentru cel puțin o oră până cantitatea va scădea la jumătate.
Mai adăugăm la roșii și 4 linguri cu sare. Eu am sare mare grunjoasă. Iodată, bineînțeles. Patru linguri a câte 10 grame, deci 40 de grame de sare pentru 5 litri de preparat. Pornesc aragazul și le las să fiarbă minim o oră. După ce am pus sarea și am dat drumul la foc, adaug în roșiile noastre tocate și o linguriță cu zahăr. Zahărul este conservant și are rolul de a echilibra gustul pronunțat acrișor, acid al roșilor. Voi strânge spuma când se va forma, dar trebuie să așteptăm acum circa o oră să fiarbă compoziția, să scadă la jumătate. Cu o strecurătoare pentru ceai, adunăm încet spuma care se formează prin fierbere. Punem compoziția cu un polonic încet în borcan. Este important ca borcanele să fie sterilizate și fierbinți pentru a nu se sparge în momentul în care vin în contact cu lichidul fierbinte. Le umplu până sus și pun un capac care a fost și el de asemenea sterilizat. Continuăm până terminăm întreaga cantitate. Au rezultat în urma fierberii 4 borcane de 800 de mililitri. Acum le las în această cratiță. Le voi acoperi cu un șervet și le las să se răcească 24 de ore, să se răcească treptat, după care le voi lua și le voi pune în cămară. Am cules, am spălat minunăția de roșioare, de prunșoare și le-am pus în borcane. Deasupra lor am pus câte un mănunchel mic de mărar. Mie îmi place foarte mult aroma de mărar și de aceea îl folosesc. Puteți pune țelină, puteți pune usturoi, rozmarin, orice altă aromă vă face plăcere. Borcanele sunt umplute doar cu roșioarele, fără apă, iar acum adăugăm la fiecare borcan câte o linguriță cu sare. Iar acum adăugăm la fiecare borcan câte o linguriță cu sare. După care, tot la fel, la fiecare borcan pun câte o jumătate de aspirină, acid acetilsalicilic. Aspirină simplă care are rolul de conservant. Continuăm până terminăm de pregătit toate borcanele. Pus la toate borcanele atât sare cât și
aspirina. Acum urmează să le punem capacele. După ce am pus capacele la borcane, am pus borcanele într-un vas, într-o cratiță mare, pe fundul căreia am așezat o cârpă, iar restul, după aceea, am umplut-o cu apă, apă rece de la robinet. Și acum am pus-o la aragaz, la fiert. Le voi lăsa la fiert circa o oră din momentul în care apa a dat un clocot. În total, cred că vom aștepta cam o oră jumătate. Bineînțeles că au mai scăzut din volum, aproape de jumătate, dar nu este nicio problemă, așa trebuie să fie. Bun, acum le voi acoperi cu un șervet și le las să se răcească până mâine dimineață, când le voi duce în cameră.